Primarul sectorului 5, Cristian Victor Piedone Popescu, a solicitat finalizarea lucrărilor la noul spațiu al grădiniței electromagnetice într-un timp cât mai scurt, având în vedere că unitățile de învățământ ar urma să-și reia activitatea și să-i reprimească pe elevi din luna februarie. E dotat de casele de copilași, inclusiv cu jucăriile. Grădinița electromagnetică este aflată într-o zonă rezidențială aglomerată, la intersecția dintre calea Rahovei și șoseaua Progresul. Instituția avea înscriși în anul școlar 2019-2020 206 preșcolari funcționând cu 8 grupe, 2 cu program normal și 6 cu program prelungit. Câte locuri în creșe o să avem? Dacă 6 grupe, da. 6 grupe? 73 în 2 ani școlar de copii. Aici, acolo nu aveți creșe. Nu. Deci o să vă luați o sarcină în plus aici, nu? Da. Deci aici noi avem locuri în creșe noi create, 70 și... 3 în 2 ani școlari, în primul an 54 nou intrat. În al doilea an vor merge la grădiniță 3 grupe și diferența de 20, 19 vor fi înscriși în cele 3 grupe nou intrate. 6 sunt, 9 grupe, 9 copii. Și copii? Știți că sunt, dacă s-ar putea și acum am înscris. Nu, cât vor beneficia acum de noi locuri? Sunt 144, 144 înscriși pe grupele de preșcolar prelungit și în comptat drumul și grupelor de creșă încă 54, deci peste 200, jur de 200. Doar aici, unitatea se confruntă cu fenomenul suprapopulării, înregistrând o medie de 29-31 de preșcolari pe grupă de program prelungit. Să înțelegi că aici era un perete, exact. Nu? Da, da. Și să zică, păi, acolo, cât? Astăzi, și câți ai copii încălărită? În sărița asta mică? Mai mult. Dar nu de școlă în țară, că n-am înscris mai mult decât asta. Spațiile în care se desfășura procesul instructiv-educativ, precum și cele conexe, un cabinet medical, bucătărie, sală de mese, magazie de alimente și toalete, erau insuficiente în raport cu numărul de beneficiari. Ia uite ce găsim noi aici. Diapozitiv. Ia uite ce găsim. Asta era filmuleț. Exact. Mi-aduce aminte. De asta aveam în... copilărie. Ce vorbe? Îl bag aici. Dai unde e. Ia uite. Da. Pa? Probleme cu becul, se mai găsește becul? Că tot mi s-a ardea becul tot timpul. Da, da. Ia uite. Păi gata, de acum aducem proiectoare. Ăsta îl ținem, îl băgăm la muzeu. Amintire, da. Nu, ăsta îl băgăm la muzeu. De asemenea, sălile de grupă erau reduse ca dimensiune și aveau dublă funcționalitate, fiind destinate atât activității didactice cât și odihnei, necorespunzând astfel normelor în vigoare. Conform normelor sanitare impuse de pandemia de COVID-19, grupele de program prelungit nu mai puteau funcționa. Eu uite aici, care n-a funcționat niciodată. Da, da, dar aici nu avem mese calde. De aici am plecat, acum avem... Dar uitați-vă la scaun, cred că e la început. Asta e din 1950 institut. Așa cu locul. Nu ne mântu-l să-l apropă, dați seama... Și ăsta, și ăsta la fel. Vă dați seama ce personal dedicat să lucreze atâția ani aici în grădiniță? Deci când avem în 2001, aveam 30 de copii. Avem puterea exemplului, de unde, avem puterea, de unde am plecat și unde, unde ne-am dus. Pentru a soluționa aceste probleme și pentru a veni în sprijinul locuitorilor din sectorul 5, în conformitate cu prevederile contractului numărul 39 pe 14 aprilie 2020, încheiat între operatorul economic și grădiniță, proprietarul respectiv SECE Electromagnetica SA a închiriat grădinița Electromagnetica un spațiu situat în calea Rahovei numărul 266-268, sector 5 București, corp C38 și 38A. Confortul. Vă place așa ceva? Mie nu-mi place. Și copilului trebuie să-l simte cât mai trebuie să fie colorat. Ăsta, roșu, galben, nu știu, de sus până jos, vopsit, uite. Cum e bambuța verde, un verde, cum e bambuța galben, dați că aia n-a nicio problemă. Domnule, n-ai înțeles că poți să-ți păstrezi grădinița cu arhitectul tău? Tot așa faci culorile astea.
spațiul format din construcții în suprafață desfășurată totală de 1054 de metri pătrați și din teren în suprafață de 520 de metri pătrați va avea destinație unitatea de învățământ preuniversitar de stat pentru desfășurarea activității grădiniței electromagnetică. E care are mapa lui, nu? Învățăm de mici. Le face piedone o mapă și la... să-i scrie la piedone. În acest context, cheia lunară totală pe care grădinița electromagnetică o va achita către SECE Electromagnetica SA va fi de 13.955 de euro, la care se adaugă TVA. Durata contractului este de 5 ani. Foarte bine, vă. Asta e ultimată, tot ticla. Sunt la vase. Masa afară avem pentru voi, avem pentru voi. Doamna, vă explică că știe mai bine. Acolo nu avem acum bucătărea asta, nu? Pentru că doamna care a fost a ieșit la pensie de vârstă și până în februarie, pe 1 februarie, vom finaliza. Dacă poate mai vrea să vină și ea și ne ajută. Trebuie să fiți foarte riguroși la selecție pentru că vorbim de copii. Iar ideea de a avea o mașină de spălat dintr-o bucătărie de grădință este... N-ai avut până acum? N-am. Și cu ce spălai? Ea este director nou de 3 luni. Întrebați-mă pe mine că sunt de 20 de ani în grădinița asta. Am avut contract cu unul. Eu am lucrat de 10 ani. Nu ne-a dat voie să spălăm, până am spart. Haideți să vă duc acolo să vedeți. Cum ne-am chinuit 20 de ani cu grupe de copii care treceau prin birou. Cu 6 grupe de prelungit, aceste 6 pe care le vedem aici și 2 de normal. 140 de copii. Nu mai avem voie să ne chinuim. Clădirea nouă dispune de 12 săli de clasă, din care 6 vor fi alocate grupelor existente de la grădinița electromagnetică, iar 6 săli vor fi alocate pentru înființarea unor noi clase de antrepreșcolari. Aici e spălătoria. Tot de lângă mașinica ne-a lăsat cu doraculele astea de astăzi au venit. Cu mașinile de spălătoare, sunt cam un micuță, dacă ne-a zis, eu zic, sper să ne-a. Orice necesar, de acum încolo, suntem mai voștri. În corpul vechi vor funcționa cele două grupe de program normal, cabinet metodic, birouri administrative, arhivă, iar blocul alimentar va fi transformat în viitor în sală de festivități. Am o surpriză. Intru și eu într-o cameră frigorifică din primăria sectorului 5 și nu găsesc cutii de carton. Pe restul, da. Nu, pentru așa ceva... Pentru așa... De fapt, astea sunt condițiile normale. Eu zic și obstolăria pentru cei care cu eforturi s-au făcut acest lucru. Acesta este doar un prim pas pe care îl facem în demersul de a suplimenta numărul de locuri în grădinițele din sectorul 5. Știu că și în școli, dar și în creșe avem aceste probleme. Avem proiecte care prevăd creșterea capacității în creșe, grădinițe și școli. Vrem ca elevii din sectorul 5 să învețe în cele mai bune condiții. Nu putem finaliza aceste proiecte peste noapte, dar important este că ne apucăm de treabă, a transmis primarul sectorului 5, Cristian Victor Piedone Popescu. Avem în permanență căldură. Nu se poate să strice ceamă, că e imposibil. Deci, într-un timp rog, pentru asta felicităm. Ei, ăsta este ritmul pe care îl doresc eu. Dacă aș putea, dar câtă voință avem, aș vrea mâine. Dar știu ce se întâmplă, dar oricum, eforturile care le-ați depus într-un timp atât de scurt, în 2 luni de zile, 2 luni jumate, e ceva de inimaginat. Felicităm.